cine suntem noi. Vezi, pe lângă identitatea personală a fiecăruia dintre noi, suntem îmbrăcați, că ne place sau nu ne place, suntem îmbrăcați și cu o identitate colectivă. Indiferent cine ești tu, pe persoană fizică, iertați-mi limbajul, noi împreună suntem totuși un grup anume. De exemplu, foarte simplu, fără să intrăm în prea multe detalii, noi cei de aici suntem grupul celor care participă la conferința națională 5 Sola. Cei mai mulți de aici, și nu cred că presupun greșit, suntem cetățeni români. Iată o altă identitate colectivă. Unii studenți, alții în câmpul de muncă, burlaci, căsătoriți, nu aici și acolo, adică cei burlaci nu vă uitați, nu, amestecați pe aici, așa. Și dați-mi voie să vă spun ceva șocant pentru anul 2023, bărbați și femei. Și atât. Acum, care din toate acestea este mai importantă? Iată, mai multe identități colective. Sigur, când te prezinți, nu trebuie să ne spui dacă ești bărbat sau femeie și care sunt pronumele pe care vrei să le folosești, ne dăm seama singuri. Dar poate că unii ar prefera să-și spună mai întâi profesia și apoi că sunt căsătoriți. Alții vor spune mai întâi că sunt căsătoriți sau că sunt părinți și apoi că lucrează, își prezintă profesia. Dar dați-mi voie în sesiunea aceasta să vă propun totuși următoarea teză. Identitatea de creștin, identitatea colectivă de creștin, este cea care transcende orice altă identitate. A face parte din Biserica lui Hristos pur și simplu lasă în urmă, reduce, minimalizează orice altă identitate colectivă. Vezi, cu cât forța care te modelează este mai puternică, cu atât identitatea rezultată este mai puternică. La ce mă refer? Păi, de exemplu, marea majoritate suntem români de aici. Pentru că, de ce suntem români? Pentru că suntem modelați, șlefuiți de o anume forță etnică. Suntem fiecare parte dintr-o familie pentru că suntem modelați de o anume forță genetică. Dar vedeți, prin harul lui Dumnezeu, suntem creștini. Suntem copii ai lui Dumnezeu pentru că suntem modelați de forța Evangheliei. Care e mai puternică dintre aceste forțe? E clar, Evanghelia este centrală. Și realitatea aceasta este subliniată în ambele testamente ale Scripturilor creștine. De exemplu, una din vocile Noului Testament care sublinează puterea identității colective superioare este Pavel. El spune în Efeseni 2:19, apropo, deschideți, nu-i textul în care vom sta, dar doar vreau să-l amintesc, însă vreau să vedeți ceea ce observăm, nu doar să mă auziți pe mine. Efeseni 2:19. Așadar, voi nu mai sunteți străini. La ce număr vorbește aici? E singular sau plural? Plural. Ok, deci vorbim de o identitate colectivă. Nu mai sunteți străini, nu zice tu nu mai ești străin. Nu mai sunteți străini sau oaspeți, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, versetul 22, zidiți împreună ca locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Observați, vă rog, că fiecare imagine este mai intensă decât cea dinainte, de exemplu, în relație cu Dumnezeu, da? Rege, națiune, cetățeni, tată, copii din casa lui Dumnezeu și Dumnezeu, templu, locaș al lui Dumnezeu. Deci fiecare imagine e mai puternică decât cealaltă în relație cu Dumnezeu, dar și în relație unii cu alții. Împreună cetățeni, împreună moștenitori, împreună lipiți, fiind cărămizi. Și ar mai fi atâtea de spus din Efeseni 2, dar nu avem timp. Mă duc la a doua voce care sublinează acest adevăr în Noul Testament și această voce este vocea lui Petru. Citim în 1 Petru 2:9, și aici vă rog să citiți din nou cu atenție împreună cu mine. Voi însă, deci din nou, cu cine vorbește? Cu creștinul
cu creștinii. Bun, mulțumesc. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor întocmit ca să vestească puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi, care nu aveați parte de îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Ei, din textul acesta, cum conturează Petru identitatea noastră? Vezi, dacă Pavel a folosit 3 imagini, Petru folosește 4 imagini. Prima, nu o să le luăm pe toate 4, luăm doar prima și a treia, pentru că astea ne interesează cel mai mult în seara aceasta, nu că celelalte nu sunt importante, dar nu avem timp. Și apoi, în a doua parte, vreau să mă duc foarte aplicativ la un instrument al Harului pe care Dumnezeu îl folosește în biserică ca să-și sfințească biserica. Dar luăm prima și a treia imagine din ceea ce spune Petru aici. Prima este seminție. Voi sunteți o seminție sau un popor ales. De fapt, trebuie să știți că Petru folosește limbajul specific Vechiului Testament, mai exact al lui Isaia, 43:19, și ascultați, vă rog, textul acesta. Ba nu, deschideți la Isaia 43, haideți să se audă, am vrut să zic că se audă paginile Scripturii, să se audă slide-ul cum dați pe ecrane, nu știu ce aveți acolo. Se aude ceva, e bine. Isaia 43:19, vreau să citesc textul acesta, pentru că e textul la care spune, iată, voi face ceva nou. Și știți că avem noi o cântare. N-are nicio treabă cu textul. E cântare. E frumoasă, îmi place melodia. Dar e cântarea aia, știi, când te-ai angajat, ai un job nou și te duci, ți teamă, nu știi exact ce se întâmplă, ți iei rucsacul în spate, pui în căști, iată, eu voi face, eu... Și mă duc acum la locul de unde... Nu despre asta vorbește textul, da? Dar hai să citim un pic textul ca să clarificăm și ce cântăm. Isaia 43:19. Iată, Dumnezeu zice, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adap pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, limbajul lui Petru, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Și tu nu m-ai chemat, Iacove, că te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat treste mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Dar iată care e lucru nou. Nu locul tău de muncă, nu noua relație în care ai intrat, iată care e lucrul nou. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Despre ce vorbește Dumnezeu aici în cuvintele lui Isaia? Păi în pasajul ăsta Dumnezeu se adresează poporului pe care îl va răscumpăra, ăsta e lucrul nou, din exilul babilonian. Știți, au păcătuit căzând în idolatrie, dar Dumnezeu, asta e uimirea, Dumnezeu le va șterge, spune aici, le va șterge fără de legile. Închinarea lor n-a avut nicio treabă cu închinarea care a fost cerută, mandatată, stipulată în legământ și totuși, pentru El, de dragul Lui, spre slava Lui, vor avea șterse păcatele. De ce? Ca să vestească laudele sale. Așa că această realitate a unui popor ales al lui Dumnezeu este de fapt firul roșu pe care îl vezi în toată țesătura Vechiului Testament. De unde a pornit ideea aceasta de neam ales, te-am ales din mijlocul popoarelor? Țineți minte pe Avram? Cum a început totul? Avram nu s-a oferit voluntar pentru a începe un neam nou. Dumnezeu l-a ales.
Și Pavel ne clarifică în Roman 9 ceea ce putem vedea și cu ochii noștri în Geneza. Că în următoarea generație, nu toți cei care s-au născut din Avram, nu toți cei care au venit din Avram au fost aleși. Isaac, nu? Nu Ismael. Isaac și nu pachetul de copii care a venit prin Chetura, ăștia au fost îndepărtați. Și ba mai mult, Pavel spune în Roman 9, a, poate că nu sunteți convinși între Isaac și Ismael, că normal, Ismael era din Agar, roaba, Isaac era totuși fiul Rebecăi, soția legitimă a lui. Și atunci el vine cu un alt argument și spune, ba mai mult, din aceeași mamă și din același tată, care era pe linia făgăduinței, nici măcar gemenii care au venit din aceiași părinți, împreună, n-au fost aleși. Ci l-ai pe Iacov și nu pe Esau. Și principiul alegerii este clarificat la nivel colectiv în Deuteronom 7 și 10, unde Dumnezeu accentuează că iubește Israelul nu datorită puterii lui Israel, nu datorită măreției lor, nu pentru că au fost ei mai sfinți decât alții, mai înțelepți decât celelalte popoare, ci ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. Îi iubește, spune Dumnezeu, spune cuvântul, pentru că iubește. Îi iubește pentru că iubește. E bine, Petru aplică același limbaj creștinilor. Noi creștinii suntem acum poporul ales al lui Dumnezeu. Doar o clarificare înainte să mă duc mai departe. Tot ceea ce am spus aici nu înseamnă că alegerea a fost colectivă. Alegerea a fost individuală. Alegerea n-a fost înspre slujire sau spre alte lucruri, alegerea a fost înspre mântuire. Pavel nu vorbește în Roman 9 despre alegeri naționale, etnice, nici despre slujiri. Dacă citești cursul natural al cărții Romani, vezi că după ce în capitolul 8 proclamă dragostea lui Dumnezeu pentru cine? Pentru creștin, pentru indivizi. În capitolul 9 îți arată tot prin indivizi cum cuvântul lui Dumnezeu nu a eșuat și nu a rămas fără putere. Sigur, există ramificații colective ale acestei alegeri, așa cum vedem în Petru. Dar până la urmă, un neam ales, o colectivitate în Scriptură, întotdeauna formată din indivizi. Din indivizi. Așa apare un popor. Așa apare un neam. Oameni reali. Poporul este pluralul unor persoane. De aceea și Petru își începe scrisoarea spunând: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul. Și asta, dragilor, ne duce la următoarea caracteristică ce ne interesează pe noi, sărim peste preoție împărătească, ar fi minunat de explorat și lucrul acesta în Vechiul Testament, să vezi cum îl înțelege Petru, dar ajungem la neam sfânt. Suntem un popor ales și un neam sfânt. Și ca și primele două imagini, și asta vine tot din Vechiul Testament, mai exact din Exod 19, pentru că Dumnezeu spune în Exod 19:5, deși al meu este tot pământul, voi îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Un neam sfânt. Și limbajul acesta, Petru îl ia și îl aplică la Biserica lui Hristos. Un neam sfânt. Ce înseamnă un neam sfânt? E bine, așa cum majoritatea dintre voi știți, teologia sistematică a creat categorii pentru atributele lui Dumnezeu. De fapt, atributele lui Dumnezeu se pot împărți în două categorii. Există atributele comunicabile ale lui Dumnezeu, transferabile, da? Adică acele atribute ale lui Dumnezeu pe care le împărtășește cu noi, ființe create după chipul și asemănarea Lui. Și există și atribute, dacă astea sunt comunicabile și transferabile, atribute care nu se transferă, da? Care nu se necomunicabile, care sunt unice doar lui Dumnezeu. De aceea nu există pasaj biblic care spune fiți atotprezenți pentru că eu sunt atotprezent. Nu există. E clar în ce categorie intră atributul acesta. Pe de altă parte, avem pasaje care ne cheamă la bunătate, așa cum Dumnezeu este bun. Avem pasaje care ne cheamă la dragoste. Iubiți-vă unii pe alții, cum și Dumnezeu v-a iubit pe voi în Hristos. Unde se încadrează însă sfințenia lui Dumnezeu?
Atribut comunicabil sau necomunicabil? Transferabil sau netransferabil? Da, așa e. Vezi, aici apare o categorie extraordinară. Pe de o parte, da, sfințenia e un atribut comunicabil. Da, așa cum am auzit, Dumnezeu spune în Leviticul 11:45, voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Da, comunicabil. Dar vezi, pe măsură ce te adâncești în studierea cuvântului sfânt, a realității sfințeniei, vei vedea că lucrurile nu sunt chiar așa de ușor de pus în categorii. Vei vedea că sunt mai multe straturi concentrice. Ce înseamnă până la urmă să fii sfânt? Păi putem să avem, de exemplu, o abordare etimologică. Sfânt înseamnă separat, nu? Și arăți că Dumnezeu este separat de creația Lui. E în altă categorie. Doar că aducându-ne aminte de Isaia 6:3, vreau să vă întreb, oare asta strigau serafimii? Separat, separat, separat este Domnul oștirilor? Parcă pierzi ceva din forța termenului. Alții sublinează moralitatea înspre care duce sfințenia. Dar din nou vreau să vă întreb, asta se striga în jurul tronului? Moral, moral, moral este Domnul oștirilor? Vezi, așa cum ne-a arătat Isaia aseară, de fapt, sfânt aproape că se contopește cu persoana și identitatea lui Dumnezeu. De aceea se acopereau serafimii și strigau, de fapt, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Dumnezeu. Asta înseamnă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Deci unde pui atributul acesta? Sau putem merge mai departe cu privire la definiția aceasta, e atâta bogăție în termenul acesta, cum vă spuneam aseară și au subliniat și frații mei înainte, tot ceea ce aparține lui Dumnezeu este numit sfânt. Vă știți că în ritualurile din vechiul legământ, fărașele, furculițele, lopețile, ligianele care erau folosite la toate aceste ritualuri, erau numite cum? Sfinte. Da? Lucruri sfinte. Ele nu erau sfinte pentru că erau morale. Păi cum e moral un făraș? Că nu i-ai... Păi tot ce vin are el. Da? Mâna e problema. Deci nu despre asta este vorba. Un făraș nu e moral. Dar este sfânt tocmai pentru că e pus deoparte pentru o activitate spirituală. Și în fărașul acela din ritual, în comparație cu fărașele de la standul de la piață, fărașul ăsta era sfânt față de celelalte. De ce? Pentru că era special, era pus deoparte, era folosit în slujirea lui Dumnezeu. Dar fărașul nu este ca Dumnezeu. Însă fărașul acela aparținea exclusiv lui Dumnezeu. Și nu știu dacă ați crezut că veniți la 5 sola ca să învățați ceva de la un făraș, dar asta e imaginea care se aplică nouă, pe de o parte. Cei din neamul sfânt, noi aparținem, noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu și asta șlefuiește, modelează modul în care gândim, modul în care ne comportăm, modul în care vorbim, ne relaționăm, adică modul în care suntem folosiți în slujba lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Acum, sigur că voi sunteți mai de preț decât multe fărașe, pentru că noi putem arăta ceva din caracterul lui Dumnezeu, nu? Lucru pe care un făraș nu poate. Și dar sfințenia poporului Dumnezeu are și caracterul acesta al punerii deoparte. Noi suntem sfinți tocmai pentru că suntem puși deoparte, auzi? Păcătosul ăla, ca Isaia, e pus deoparte pentru Dumnezeu. Și dacă am fost puși deoparte pentru Dumnezeu și nu trăim în conformitate cu scopul pentru care am fost puși deoparte, să știți că miza este murdăria și pătarea sfințeniei lui Dumnezeu. De fapt, ne trădăm identitatea noastră. Contrazicem tocmai esența a ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim. Și atunci putem să vorbim despre sfințenie și în dreptul comportamentului nostru. Nu? Suntem prin definiție ai Săi, și prin plăcerea și puterea cu care lucrează în noi, devenim sfinți și la nivelul acesta funcțional. Dar vedeți, sunt
sunt atât de multe alte aspecte pe care am putea să le explorăm. Și vă spun că pe măsură ce am scris și am tăiat și am scris și am tăiat și m-am dus în tot felul de direcții și mi-am dat seama că am depășit timpul și trebuia să mai spun și altceva. Și oricât de mult încerci să storci sfințenia lui Dumnezeu, oricât de mult încerci să o întorci pe toate părțile, îți dai seama că mai rămâne așa de mult. Și îți dai seama că n-ai ajuns la nucleu. Deci da, iată cum sfințenia lui Dumnezeu este transferabilă și ne afectează și totuși, nu putem defini complet sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci aș spune în această primă secțiune a mesajului că într-un fel, deși sfințenia este un atribut comunicabil și transferabil, în altfel, sfințenia nu este un astfel de atribut. Și sfințenia lui Dumnezeu este netransferabilă și necomunicabilă. Poate ar trebui să găsesc un termen mai bun, dar ceea ce vreau să înțelegem în seara aceasta este că, deși și noi suntem chemați să fim sfinți, cum Dumnezeu este sfânt, totuși Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu. Și în felul acesta sfințenia lui nu este comunicabilă, doar El în sens ultim este sfânt. Dar vezi, din acea sfințenie perfectă a sa, aici trebuie să ne uimească harul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, din acea sfințenie perfectă a sa emană licăriri care ne ating și pe noi. Noi aparținem lui. Noi suntem poporul său sfânt. Suntem în mod special puși deoparte ai lui pentru el. Astfel încât Dumnezeu în îndurarea sa nemărginită ne numește pe noi numește sfinți. Mă numește sfânt împreună cu tine, un popor sfânt, un neam sfânt, o națiune sfântă. Așa că în sensul acesta, da, sfințenia devine atributul transferabil al lui Dumnezeu, dar când ne uităm în esența lui Dumnezeu, doar Dumnezeu este sfânt. Acum, în mod inevitabil, această identitate transcendentă va experimenta tot felul de conflicte cu celelalte identități ale noastre, cu genul biologic, cu etnia, culoarea, profesia și așa mai departe. Și da, vor fi intersectări ale harului general, dar vor apărea și conflicte. Și atunci întrebarea mea este cum rămâne Biserica lui Hristos în forma ei locală, formată din oameni atât de diferiți, care au atât de diferite subidentități și diverse, cum rămâne totuși Biserica locală formată din toate acestea sfântă și înaintând în sfințenie? Și pentru asta vă invit să privim în timpul rămas la toată cartea 1 Corinteni. Pentru cei care sunteți de la Sfânta Treime Brăila, ei nu se miră. Noi am avut predici pe cărți lungi, în 2-3 mesaje, câte 25 de capitole odată, așa că cu 1 Corinteni ar trebui să rezolvăm repede. Sigur că nu trecem prin toată cartea, dar vreau să vă îndrept atenția în momentele următoare către ce spune Dumnezeu, ce folosește Dumnezeu în mod special ca să-și păstreze Biserica Sfântă și să continue să o sfințească. Vă amintiți cum era biserica din Corint? Câți ați fi vrut să faceți parte din biserica aia? Și totuși vă amintiți cum îi numește Pavel pe corinteni? Dacă nu-i credeți pe frați, haideți să citim. Hai să vedem la care identitatea lor face referire. 1 Corinteni 1 cu 2. Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Iisus, chemați în același timp să fie sfinți. Urmează așadar să facem un zoom-in asupra bisericii. Și după ce am văzut la ce este chemată și cum este Biserica lui Hristos în locurile cerești, vreau să înțelegem o metodă practică prin care trăim în biserica locală și devenim în biserica locală ceea ce deja suntem. Știți că majoritatea epistolelor scrise de Apostolul Pavel s-au adresat unor probleme care trebuiau rezolvate
Și realitatea zugrăvită de epistolele pauline este evidentă. Trupul lui Hristos, la fel ca un trup fizic, suferă uneori dureri. Trece prin dureri. Uneori sunt dureri interne, sunt dureri ale creșterii, sunt normale. Toți le-am experimentat, mai știți, când aveați 10-12 ani, vă dureau oasele, n-aveai reumatism atunci, pur și simplu creșteai. Da? Și sunt normale astea, le vedem și în trupul lui Hristos, sunt dureri care șlefuiesc pietrele acestui templu pentru ca ele să se potrivească, să se alipească și mai bine decât au făcut-o până atunci. Dar știm totuși din experiența lui Pavel și din experiența noastră că mai există o categorie de dureri, nu-i așa? Sunt acele dureri ale bolii, durerea infecției, durere care nu-i cauzată de creșterea spirituală, ci de o activitate străină care se manifestă în mădularele trupului. E o durere care de fapt semnalează apariția unei boli în trupul local al lui Hristos. Și atunci, atenție, mijlocul harului lăsat de Dumnezeu și recomandat de Pavel pentru sfințire, pentru curăția bisericii, este ceea ce noi numim astăzi disciplinarea bisericească. Disciplinarea bisericească. Și despre asta vom vorbi în ultima parte a mesajului. Disciplinarea, vă propun să o vedeți, de fapt, ca parte din ucenicizarea bisericii. Pentru că până la urmă ucenicizarea și disciplinarea trebuie să meargă mână în mână. O biserică locală ce nu este sănătoasă și puternică în ucenicizarea membrilor ei nu poate să fie niciodată eficientă în disciplinarea membrilor ei. Vezi tu, în biserica în care nu există înțelegerea identității noastre împreună, împreună ca și trup, ca și popor sfânt, ca și neam ales, unde nu se înțelege că suntem împreună în școala lui Hristos, unde creștem împreună, unde ne ridicăm împreună, unde rămânem uniți la oaltă, unde nu există înțelegerea aceasta, trupul acela va rămâne un trup neputincios, slab, ineficient în a se apăra și a lupta pentru vindecare și pentru protejare. Și exact asta era problema bisericii din Corint. Lipsa totală, că era totuși biserica lui Hristos, dar lipsea acolo ucenicizarea comună, colectivă. Și când apare boala în trupul acesta local, numit biserica din Corint, membrii ei dădeau din umăr. Nu știu, o vedem, dar e boală. Știi ce făcea? E ca și cum îți apărea, te-ai lovit, te-ai rănit, rana adâncă, și tu sufli ca să treacă, ca la copii. Ai pupat și-o trecut. Ce-o trecut? Tu suferi de cancer și iei aspirină. Îi rana în toată urțenia ei și tu dai cu machiaj. Că poate nu se vede. Exact asta făcea biserica din Corint. Și într-un fel aveau dreptate, de fapt, pentru că disciplinarea nu apare din senin. Când disciplinarea apare din senin fără ucenicizare, o dai întotdeauna în bară. Vezi, motivul principal pentru care disciplinarea, acest mijloc de sfințire a trupului lui Hristos, are un gust neplăcut în gura multor evanghelici români, este pentru că s-a făcut în contexte în care nu exista ucenicizarea. Și atunci nu te miri că disciplinarea este acel exercițiu, acel act dur, arbitrar, capricios, lipsit de dragoste, în loc să fie văzut un alt instrument ce face parte din ucenicizare, adică formarea chipului lui Hristos în noi. Ei, în acest context, Apostolul Pavel, de-a lungul cărții 1 Corinteni, vorbește despre natura disciplinării în viața bisericii pentru sfințirea ei. Pavel ne descrie în 1 Corinteni trei dimensiuni ale disciplinării în calitatea sa de instrument al sfințirii bisericii locale. Primul nivel este disciplinarea elementară, disciplinarea elementară a ucenicizării, pe care toți trebuie să ne-o facem, în care toți trebuie să fim angrenați. Al doilea nivel este disciplinarea formală a părtășiei bisericii. Și al treilea nivel este disciplinarea divină prin pedeapsă. Și toate au rolul de curăție. Toate au rolul de sfințire a credinciosului și a bisericii lui Hristos. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând,
Pavel vorbește la începutul epistolei sale despre disciplinarea elementară. Tu singur, cu alte cuvinte, spune Pavel, trebuie să te pui la disciplină în fiecare zi. Este disciplinarea elementară a ucenicizării. Care era problema fundamentală în biserica din Corint? E bine, uitați-vă, de exemplu, în primele capitole. În versetul 2 din capitolul 1 am citit, erau chemați să fie sfinți, chemați să trăiască vieți sfinte, dar vieți diferite de lumea din jur. Dar deși erau chemați să fie sfinți, ce zice capitolul 3, versetul 1? Deși erau chemați să fie sfinți, se comportau ca niște oameni lumești. Și Pavel spune, băi, fraților, eu nu mă pot adresa vouă ca unor oameni duhovnicești. Nu pot să vă dau carne, tot cu lapte praf. Tot cu învățături de genul acesta. Deși erau chemați să fie sfinți, maturi, erau niște copii obraznici. Ei, cum se manifestă această stare? De exemplu, Pavel o vede în cearta lor cu privire la liderii duhovnicești. Da, în biserica din Corint erau unii ce-l admirau pe Pavel și spuneau, eu am dat follow-ul lui Pavel. Alții urmăreau canalul de YouTube al lui Apollo, care avea elocvență, avea putere deosebită în învățătură. Și mai erau și alții care se regăseau în experiențele pe care Simon Petru le-a avut cu Iisus Hristos. Și aceștia erau al lui Chifa. Dar știți că mai era un grup acolo? Comentatorii biblici spun că e cel mai rău dezastru dintre toți. Cei care se uitau cu superioritate la toți ceilalți, voi ziceți că sunteți a lui Pavel, voi a lui Apollo, voi a lui Chifa, noi suntem a lui Hristos. Ca să o traduc în limbajul de astăzi, noi suntem biblici. Și atunci vine Pavel și le spune, nu pricepeți că toți vă comportați acolo ca niște bebeluși? Da, cu siguranță trebuie să recunoaștem că Dumnezeu a chemat, a scos, a oferit anumitor oameni anumite daruri și prin lucrarea lor, prin slujirea lor, suntem ajutați, suntem binecuvântați. N-ar trebui să ne fie rușine de lucrul acesta. De aceea, de exemplu, Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor, arată că în perioada bisericii primare nu exista biserică locală care să aibă doar un singur presbiter, doar un singur păstor, un singur învățător. De ce? Pentru că Dumnezeu oferă diferite daruri mai multor oameni care sunt puși acolo în conducerea bisericii să zidească și să hrănească trupul Domnului Iisus. Însă vezi, imaturitatea spirituală nu-i mulțumitoare Domnului pentru acești lideri diferiți. Și din contră, în loc să fie un popor sfânt, un neam ales, ei erau cunoscuți pentru spiritul de partidă, pentru sentimentul de superioritate. Unii erau paulini, frate, în doctrină. Noi erau ai lui Pavel. Alții erau puternici în vorbire, în oratorie. Alții impresionați de ceea ce le povestea Petru că a trăit împreună cu Hristos și erau al lui. Și în loc să-i vadă pe toți acești oameni, așa cum erau ei, indicatoare înspre Evanghelie, bebelușii priveau doar la oamenii simpli. Se legau de oameni. Și asta nu contribuie niciodată la sfințirea bisericii locale. Nu-i culmea că Pavel, Apollo, Chifa îl predicau și nu doreau să știe între ei nimic altceva decât pe cine? Pe Hristos și pe El răstignit. Oare nu acest Hristos spunea că dacă vrea cineva să-L urmeze pe El, ce să facă? Să-și ia crucea și să moară. Să moară față de El însuși. Pentru că atunci când faci lucrul acesta, când lași disciplina sfințitoare a crucii, a ucenicizării lui Hristos să-ți croiască inima, nu te vei uita niciodată cu superioritate la fratele tău și să spui, eu sunt mai bun cu celălalt sau cu celălalt sau cu X sau cu Y. Niciodată nu se va întâmpla asta pentru a dezbina biserica. Asta e disciplina elementară a bisericii. Pentru că este, de fapt, parte din ucenicizarea elementară a bisericii. C.S. Lewis spunea atât de bine, nimic din ceea ce refuză să moară în tine nu va avea parte de puterea învierii lui Hristos.
Vezi, cea mai mare problemă în trecut, în prezent și dacă am privit profetic înspre viitor, cea mai mare problemă a Bisericii lui Hristos este refuzul nostru de a muri, de a ne lepăda față de noi înșine. Știți care era problema cu aia care spuneau eu sunt al lui Hristos? Că aia care spuneau eu sau lui Pavel, cât e el de Pavel, al lui Apollo sau lui Chifa, înțelegem de ce-i problemă. Dar de ce Pavel spune că și aia care spun eu sunt al lui Hristos, și aia au probleme? De unde vine problema când spui eu sunt al lui Hristos? Păi cu ce începe propoziția asta? Eu. Nu noi, nu voi, eu. Eu sunt al lui Hristos. Tocmai eu-l e problema. Și atunci Pavel îndreaptă atenția înspre crucea lui Hristos. Observați, vă rog, acasă, citiți 1 Corinteni. La fiecare problemă pe care Pavel o identifică, știți cu ce vine ca și răspuns, ca și soluție? Crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos de fiecare dată. Și atunci Pavel îndreaptă privirea înspre crucea lui Hristos, înspre Evanghelie, înspre propovăduirea crucii, care ne ajută să murim față de noi înșine și să înviem pentru Hristos și să ne bucurăm în biserica Lui. Disciplinarea elementară a ucenicizării. Când te pui la disciplină singur pe tine, când te lepezi zilnic de eul tău, când în contextul ucenicizării biblice vine mustrarea, cum va suna mustrarea aceea? Când ești ucenicizat și te lepezi de tine în mod constant, faci lucrul acesta ca o disciplină, ești mustrat, vine disciplina din partea altora, te trage altul de mânecă, știi cum va fi în urechile tale sunetul acela? Știi cum va fi în gura ta gustul acela? Dulce. Exact opusul a ceea ce experimentăm noi. Pentru că, în primul rând, eu mă port aspru cu mine. Când îl urmez pe Hristosul răstignit și mor față de eul meu, medicamentul disciplinării va fi unul dulce. Și avem nevoie de el. Vai de bisericile locale în care disciplinarea nu se întâmplă și nu există. Dar, în al doilea rând, Pavel atrage atenția și asupra disciplinării formale a părtășiei bisericii. Și despre asta vorbește în capitolul 5, dacă vreți să mergeți împreună cu mine, nu stăm să citim, doar vreau să vă uitați, să aveți privirea de ansamblu. Și ajungem aici la un episod. Măi, Pavel, de ce l-ai făcut public? Cât de rușinos, cât de delicat. Dar iată care a fost problema corintenilor. A apărut între ei boala imoralității sexuale. Și așa boală încât Pavel ne spune că e ceva rar întâlnit chiar și printre neamuri, chiar și printre păgâni, nu pomeneai așa ceva. Sigur, doar situația în sine, știți, nu mai intrăm în detalii, acum nu avem timp, era suficient de rea și de grea. Dar pe Pavel îl preocupă mai mult în textul acesta reacția bisericii locale. Bun, aveți cazul ăsta, s-a întâmplat, e curvarul din Corint, e la voi în biserică, ce faceți? Cum va reacționa? Care va fi răspunsul bisericii? Și ei spun din nou, ca și prima dată, la certurile între ei. Păi nu avem ce să facem, asta este. Însă Pavel spune că există o soluție, doar că de data asta este chirurgicală. 1 Corinteni 5:13. Dați-l afară pe omul cel rău din mijlocul vostru. Apropo, cei care spun... Ce tot o țineți voi cu membralitatea în biserica locală? Că arată în versetul unde apare cuvântul membralitate. Păi când zice Pavel, dați-l afară din mijlocul vostru, cine-s vostru ăștia? Așa, o... ceva... un... o... ce-i mijlocul vostru? Păi, în mod clar, Pavel vede biserica locală ca fiind ceva ce îi înăuntru și ce nu-i înăuntru este... Nu mai stau să vorbesc despre membralitate, e clar lucrul acesta. Da, mă aprind câteodată. Deci dați-l afară pe omul cel rău din mijlocul vostru. Ba mai mult, ce-ți întoarce stomacul pe dos este că biserica, în continuare, în timp ce aveau problema asta... ei se făleau cu ce daruri spirituale au ei. Cu ce slujiri, cu ce activități, cu ce proiecte, cu ce lideri
se pot mândri ei. Nicio treabă cu rezolvarea păcatului. El a păcătuit într-un mod cumplit. Dar noi îl avem pe Apollo. Iosa lui Pavel. Băi, uite ce se întâmplă în biserica voastră. Eu am fost la evangelizare cu Chifa. Ce e asta, spune Apostolul Pavel? E exact pe dos. Vezi, importante nu sunt neapărat slujirile de care beneficiezi, ci important este ce faci cu ele. Important nu e dacă ești al lui Pavel, al lui Apollo, reformat, calvinist, ci cum reacționezi, cum îți trăiești viața. Cu lepădare de sine și dedicare pentru Hristos și Evanghelia sa în sprijinul bisericii, sau le-ai ratat pe toate? O, câtă cantitate de păcat e ascunsă în spatele mândriei noastre eclesiale. De aceea, în timpul reformei, Martin Luther spunea, sunt două tipuri de biserici și două tipuri de mesaj. O biserică care e focalizată pe teologia gloriei și alta focalizată pe teologia crucii. Biserica lui Hristos trebuie să fie focalizată pe teologia, crucii. Pe teologia crucii, nu pe reputație, nu pe numere, nu pe ce facem noi, ci pe purtarea crucii. Așadar, cum trebuia rezolvată boala din trup? Da, totul poate fi rezumat în dați-l afară pe omul acela rău din mijlocul vostru. Vreau pe scurt să observăm câteva aspecte ale acestei disciplinări formale pentru sfințirea bisericii. Hai să începem cu cele pozitive. Când se face disciplinare în biserică, disciplinarea se face întotdeauna cu speranță. Cu speranță. Versetul 5. Un astfel de om să fie dat pe mâna satanei, ăsta e limbajul pentru disciplinarea bisericească, pentru nimicirea cărnii, dar care-i speranța? Pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Disciplinarea se face cu speranță. Mai apoi, disciplinarea se face cu mâhnire în inimă. Versetul 2. Și voi v-ați fălit. Auzi, de ce se întâmplau păcate groaznice în mijlocul lor? Ei se făleau. Și voi v-ați fălit în loc să vă mâhniți. Pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fie dat afară din mijlocul vostru. De asemenea, disciplinarea se face cu fermitate, versetul 4, în numele Domnului nostru Iisus, în vreme ce voi și Duhul meu suntem strânși la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Fermitatea și autoritatea disciplinării. Și în mod clar, cu cine vorbea aici Pavel când vorbea despre disciplinare? Cu comitetul bisericii? Doar cu prezbiterii bisericii? Cred că am citit greșit. Deci Pavel vorbește aici în 1 Corinteni către biserica lui Dumnezeu din Corint și către păstori, prezbiteri, diacon și comitet. Așa scrie și la voi? Nu, vorbește cu biserica. Deci disciplinarea trebuie să fie un act colectiv, congregațional. Mulțumesc. Așa ne arată Sfânta Scriptură. Un act făcut de întreaga biserică locală. Vă întreb, în bisericile locale în care aceste instrucțiuni biblice cu privire la disciplinare au fost ignorate, de câte ori s-a întâmplat ca un astfel de caz, un astfel de om curvar și incestos să fie restaurat înapoi în părtășia poporului sfânt al lui Dumnezeu? De câte ori s-a întâmplat asta? Știți care e răspunsul istoriei bisericii? De prea puține ori. De prea puține ori. Și motivul pentru care reacția lui Pavel pare atât de dură pentru biserica din anul 2023 este tocmai acesta. Noi nu mai luăm în serios. Nu ne mai pasă de sfințenia și sfințirea bisericii. Nu ne mai pasă atât de mult încât să fim îngrijorați, mâhniți de cei care cad în păcat. Motivul pentru care Pavel cheamă întreaga biserică să se implice în procesul disciplinării este ca întreaga biserică să simtă durerea, să simtă mâhnirea pentru păcatul unuia din membrii ei, să manifeste clar profunzimea acelui sentiment, dându-l afară colectiv pe acel frate din părtășia bisericii, tocmai cu speranța ca el să fie adus înapoi, ca el să fie restaurat.
Dacă o biserică nu disciplinează colectiv, nu va restaura colectiv. Dacă o biserică nu disciplinează colectiv, nu va restaura colectiv. Și vei auzi pe ăștia șușotind pe la spate. Desigur, biserica din Corint nu putea să facă așa ceva, pentru că ea era obsedată de propria ei reputație. N-avea nicio treabă cu poziția ei sub crucea lui Hristos. Să înțeleagă că sunt păcătoși care trebuiau să moară față de ei înșiși pentru sfințenie. Dar vezi, dragul meu, asta vreau să-ți aduc aminte ție, că ești slujitor sau membru dintr-o biserică locală. Biserica e chemată să simtă durerea sfințirii. Știți de ce facem disciplinarea în mod nebiblic sau nu, nici măcar nu practicăm în bisericile noastre? Pentru că nu vrem să simțim durerea. Nu vrem să trecem pe aici. Dar dacă nu suntem gata să simțim durerea, nu vom fi gata niciodată cu adevărat să-l recâștigăm pe cel rătăcit înapoi în părtășia noastră. Simțiți ca biserică durerea îndepărtării celui din mijlocul vostru de pe calea Domnului? Simțiți împreună îndepărtarea acelui om din voia lui Dumnezeu, din părtășia poporului sfânt al Domnului nostru? Păi dacă suntem una, când unul este bolnav, când un mădular suferă, când un mădular este în necaz și probleme spirituale, ce se întâmplă cu tot trupul? Simțim cu toții, nu-i așa? Tot trupul simte. Tot trupul reacționează, tot trupul privește cu speranță la ziua în care, după ce am tratat cu o dragoste fermă, după ce am făcut disciplinarea, l-am recâștigat pe fratele nostru în drumul nostru spre sfințire. Așa că, dragilor, există anumite probleme în trupul lui Hristos care pot fi rezolvate, spune Pavel, doar prin intervenție chirurgicală. Așa cum spuneam, dacă în loc să facem operație, noi oferim pastile, trupul este în pericol. Așa că întrebarea conferinței 5 sola pentru fiecare este aceasta: cât de mult ne iubim unii pe alții? Dar mai exact, cât de mult îți iubești biserica locală din care faci parte? Cât de mult iubești trupul acela local în care Hristos te-a așezat? Și în ultimul rând, Pavel ne vorbește despre disciplinarea divină prin pedeapsă. Disciplinare spre sfințire, pe care de data aceasta Pavel o așează în contextul cinei Domnului. Încă o dată, Pavel îi scandalizat de cei care se apropie de cina Domnului cu indiferență, cu nepăsare față de semnificația cinei. Dar până la urmă, nu-i deloc surprinzător în biserica din Corint lucrul acesta, nu-i așa? Dacă pentru mine Hristos cel răstignit, Evanghelia, nu sunt centrale, pe când mă apropii de cina Domnului și văd acele elemente ale trupului frânt și ale sângelui vărsat pentru mine, chiar și pentru mine, păi când disprețuiesc aceste lucruri și disprețuiesc biserica lui Hristos, așa cum se întâmpla între corinteni, atunci Pavel spune că pe lângă disciplina elementară și disciplina formală, vine disciplinarea divină, pe care Dumnezeu o lasă câteodată în biserica locală. Și despre asta vorbește la finalul capitolului 11. Vorbește despre cei care se apropie de cina Domnului, nepăsător de Hristosul cel răstignit. Și spune că oricine mănâncă și bea fără să deosebească trupul Domnului. Cine-i trupul Domnului? Cu alte cuvinte, cine mănâncă și bea disprețuind biserica. Dar care biserică? Așa, în general? Te-a chemat Domnul să fii responsabil față de frații noștri din Portugalia? Din China? Sigur că ne rugăm pentru cei care trec prin persecuție, dar am o responsabilitate directă legată de ei. Față de cine am eu responsabilitate? Față de cine am făcut o promisiune atunci în apa botezului, când a stat o biserică întreagă și s-a uitat la mine? Am făcut o promisiune față înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță, dar am făcut și o promisiune față de frații și surorile mele. Deci cine ia cina fără să deosebească trupul Domnului, dacă nu-L recunoști la adevărata sa semnificație, atunci spune Pavel că mâncăm și bem propria noastră osândă. Și cum arată osândă aceasta în biserica locală? Câteodată în versetul 30 ni se spune: de aceea sunt între voi mulți
suferinzi, bolnavi și nu puțini mor. Despre ce vorbește Pavel aici? O, să nu înțelegem greșit. Pavel nu spune că e o relație 1-1, că ai venit așa, disprețuind trupul lui Hristos, nu ai stat să te cercetezi cu pocăință și cum ai făcut asta, pac, te-ai îmbolnăvit și ai murit. Dacă era așa, era goală sala. Nu știu cine făcea vreun eveniment pe aici astăzi, dar nu noi. Nu noi. Nu. Pavel spune, de fapt, e o boală în trup. E o boală prezentă în viața adunării voastre și se manifestă, iată, în moduri felurite. De aceea în adunarea voastră sunt bolnavi, alții suferă și unii chiar au murit. Ce ne arată Pavel aici? Pe scurt, Pavel ne arată cât de mult prețuiește Dumnezeu sfințenia bisericii sale. Dragul meu, cu sfințenia și sfințirea bisericii nu-i de glumit, nu-i de joacă. Nu-i un lucru pe care să-l iei așa în râs. Odată sfințit, așezat în poporul sfânt, ești chemat să fii sfânt și să lucrezi la sfințirea trupului lui Hristos. De aceea mă întorc la întrebarea dinainte și vreau să închei cu ea. Cât de mult iubești biserica locală? Cât de mult înseamnă frații și surorile tale pentru tine? O, chiar dacă nu înțeleg teologic așa cum înțelegi tu, sigur că erau în Corint oameni care spuneau, păi eu sunt al lui Pavel, nu? Eu am doctrinele Harului, eu sunt sănătos. Și tocmai Pavel, Pavel vine și spune, cum poți să zici că ești sănătos dacă fratele și sora ta suferă? Nu vezi că Dumnezeu vă transmite în biserica voastră locală tot felul de mesaje și tu spui că ești ok? Că tu ești bine? Că eu sunt al lui nu știu cine? Dumnezeu trimite astfel de teste. Și cred că te-a dus aici la 5 sola ca să te întreb și cât de mult înseamnă biserica locală pentru tine. Ne disciplinează într-o sfințire la nivel colectiv pentru a simți durerea nevoii altora, pentru a simți durerea pierderii altora, pentru ca să devenim acea biserică care își exprimă supunerea totală față de Hristos în sfințenie. Pentru că pasiunea lui Dumnezeu este pentru slava Lui, dar arătată în sfințenia sa prin biserică în fața acestei lumi. Așadar, voi cei aleși, după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, în vederea ascultării de Iisus Hristos, cu al cărui sânge ați fost stropiți. Și închei cu ceea ce a vorbit Andrei la ultima sesiune. Înțelegeți, înțelegem că suntem poporul sfânt, biserica sfântă, mireasa sfântă a lui Hristos, nu datorită nouă, ci datorită ceea ce a făcut Hristos acolo pe cruce. Împăcarea dintre niște păcătoși și un Dumnezeu sfânt a fost realizată pe cruce. Mai apoi Duhul Sfânt a fost turnat în noi și lucrează sfințirea. Odată eram împrăștiați, eram depravați, crucea ne-a făcut un popor sfânt. Odinioară eram obiectul mâniei sfinte a lui Dumnezeu, crucea ne-a făcut obiectul sfințirii în asemănare cu Dumnezeu. Și asta zice Petru, din întuneric la lumină, de sub mânie la milă, din niște străini la ai casei, din depravați și pervertiți, sfinți și sfințiți. O astfel de identitate n-a fost realizată prin ceea ce am făcut noi. O astfel de identitate, cum spunea și Andrei, nu-i prin declarațiile noastre, prin plânsetele noastre, prin emoțiile noastre, prin predările noastre, printr-o evanghelie spălăcită, prin predicarea unității cu orice preț, hai să ne luăm de mână și să cântăm Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Nu așa se întâmplă. Nu asta e identitatea. Identitatea poporului sfânt, a bisericii, este ancorată în ceea ce a făcut Hristos. Iar noi devenim, ca și rezultat, așa să ne ajute Dumnezeu, centrați în El, centrați în Hristos, centrați în cruce, centrați în Evanghelie, ca astfel toată diversitatea dintre noi, toate celelalte identități colective, oricât de interesante, atractive, efemere sunt, să fie aduse la oaltă și să fie parte din spectrul care aduce slavă Creatorului și Răscumpărătorului acestei diversități sfinte din Biserica Dumnezeului Celui Sfânt. Amin.